Comportamentele sănătoase sunt pe cale să devină un nou trend în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic din Moldova. Acesta este obiectivul principal al noii campanii de comunicare Eu sunt influencerul vieții mele, fac alegeri sănătoase, lansată astăzi la Colegiul Vasile Lupu din Orhei. Campania lansată aici a fost organizată în cadrul unui proiect ce ține de pregătirea viitorilor specialiști pentru a se angaja mai ușor în câmpul muncii. Ana a rămas însărcinată la vârsta de 16 ani. Fiind elevă la o școală dintr-un sat din raionul Ștefan Vodă, aceasta a aflat despre sarcină în urma unui control de rutină la medic. Erau vreo 13-14 săptămâni, mama și-a pierdut cunoștința atunci. Eu am plâns și am ieșit atunci la spital. Am mers acasă, l-am anunțat tata. Tot a fost în șoc, a început să plângă. În pofida greutăților, tânăra nu a lăsat mâinile în jos. Fiind ajutată de familie, ea a reușit să-și realizeze visul, cel de a deveni croitoreasă. Acum are 19 ani și este înmatriculată la o școală profesională. La un an după ce am născut, am decis că nu trebuie să-l pun în visul meu undeva în cutie, dar să-l dezvolt mai departe. Acum, în paralel cu studiile, am decis să intru în rețeaua de educatori de la egal la egal, unde noi transmitem informația către elevi despre sănătatea adolescentului, despre metodele de contracepție, despre bolile sexual transmisibile. This campaign, the same choice is... În cadrul acestui proiect ne focusăm pe posibilitatea tinerilor de a fi influencerii vieții lor, chiar dacă nu au o experiență, și respectiv mesajul nostru este de a încuraja tinerii să facă alegeri sănătoase. This communication campaign... Societatea încă tinde să-i discrimineze pe cei mai vulnerabili membri ai săi și tineri care se confruntă cu o situație dificilă devin cu ușurință o astfel de țintă. Aceasta duce la pierderea oportunităților pentru ei. Unul dintre cei 12 beneficiari ai proiectului este și Colegiul Vasile Lupu din orașul Orhei. În primul rând, ne-am ales cu o clasă prietenoasă copiilor, în care desfășurăm lecții pentru dezvoltarea elevilor, pentru pregătirea către viață. Echipa de la egal la egal desfășoară diferite activități de informare și dezvoltare în ceea ce privește obținerea unor abilități sănătoase de viață, preîntâmpinarea riscurilor. Evident că concursul în acest caz este câștigat de cel care comunică mai eficient, care este mai pozitiv, care are un scop în viață. Un agent economic puternic trebuie să se gândească nu doar la profit, dar și la atmosfera socială care este în zonă. Campania se va desfășura pe parcursul următoarelor 6 luni și va include mai multe acțiuni de informare, iar mesajele campaniei sunt promovate și într-o piesă muzicală. Deja de ce smart. Să începem cu Andrei, știu că vrei în lumea mare, ca să reușești nu neapărat să pleci peste hotare. Potrivit celui mai recent studiu, una din 5 fete din învățământul profesional tehnic care a rămas însărcinată în timpul anului de studii 2019-2020 a renunțat la ore. Între timp, 25% dintre elevii activi sexual nu folosesc prezervativul, o metodă de contracepție și care protejează de bolile cu transmitere sexuală.